Este drăguț. Aici un încărcător de care n-am nevoie. Am cablu de date. E suficient. Și cablu de date. Asta e tot. Pentru că e așa de mică. Există și un card de memorie de 2 GB de deja introdus în telefon, deci nu-l găsesc separat. E un fel de memorie internă, nu? Da, microSD. Ah, ok. Ah, și husa. Asta e cel mai important lucru. Husa de piele, da. De foarte elegantă. Da, o pornește mai repede. Da. Cât mai bune? La câte întrebări am primit eu de când apare, dacă aflu de la Vodafone când apare, să le aduc, să-l vadă, să nu știu ce. Facem un flash mob, da. Opa. Sim card is locked. Enter pinul. Da, pinul este, cred că 1, 2, 3, 4. Da, dar stai puțin să văd ce apăs. Păi scrie jos. Please menu to unlock. Așa. Uh-huh. Ok. Practic nu trebuie configurat absolut nimic în ceea ce privește conexiunea de date. Vede că suntem în România, are preinstalat APN-ul de internet. Nu trebuie setat. Practic el deja funcționează. O să ceară la prima... Welcome. Tap de Android to begin. Bla, bla, bla. Ok. Te învață un pic cum să... Ah, ok. Astea sunt alea standard de touch. Da. O să dai skip și te va direct în... A, trebuie să scriu ce zic ăștia. Da. Ok. Și vreau să șterg. Explică. Da, am înțeles. Explică. Ok, stick. Next. Ok, s-a dus forward. Păi știi ce vreau eu de la ăsta? Ei, și acum îți cere Google account-ul. Dacă vrei... La început? Da. Dacă vrei îl pui acum, dacă nu, nu. Nu poți să accesezi. Hai mă, că mă neapuiesc gmail.com e... Dacă vreți să-l folosiți Starbucks sau dacă nu, puteți să creați un chat anul la nimic. Astea sunt. Ce anul la nimic? Dacă vreți să-l folosiți pe market, ce va face să-l cere cu vă la casă? Mail, nici mail. Nici mail. Nu, acesta este cred că merge. Nu am început. Ce să vreți să-l da. Tot ce e mai mult. E probabil. Ce parola am eu pe... Uite, ia să opresc ăsta, că nu știu ce parola am.